Vă invit să vă ridicați și să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 6, de unde voi citi, începând cu versetul 6, pagina Scriptură 993. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a acordat să vă revăd și în anul acesta și mă bucur că v-am regăsit în aceeași atmosferă pe care o cunoșteam din întâlnirile precedente, o atmosferă de rugăciune, de cântare, de părtășie frățească, în care se simte prezența și cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. De asemenea, m-am bucurat să observ că la timpul de rugăciune, Duhul lui Dumnezeu a călăuzit lucrurile în așa fel încât s-a anticipat tema pe care aveam de gând să vă împărtășesc în seara aceasta, și anume tema noastră este despre vindecarea de uscăciune. Și ați remarcat că la timpul de rugăciune ni s-a citit Psalmul 32, în conținutul căruia, la un moment dat, în această mărturisire făcută de David, el spunea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. O experiență pe care a avut-o el și pe care se întâmplă să o mai aibă și alții în vremea noastră. Am citit această întâmplare din Evanghelia după Luca, din capitolul 6, pentru că am considerat că ea ilustrează foarte bine, clar și convingător maniera în care Domnul Iisus Hristos intervine ca să vindece uscăciunile noastre, în condițiile în care și noi vrem să se întâmple lucrul acesta, apelăm la El sau ascultăm chemarea pe care ne-o face El. În sinagoga aceea în care a intrat Domnul Iisus Hristos ca să dea învățătură norodului, era un om cu mâna dreaptă uscată, dar nu greșim dacă spunem că erau mai mulți oameni uscați. Omul acela avea mâna uscată, dar uitați-vă în versetul 7, Scriptura notează, cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus. Aceștia erau oamenii care aveau sufletele uscate, oameni care veneau la sinagogă, dar cu scopul ca să pândească, să vadă ce se mai întâmplă, să-L suspecteze pe Domnul Iisus Hristos, în speranța aceasta că doar îi vor găsi măcar o greșeală cu care să-l poată acuza ulterior. Astfel, acești oameni cu sufletele uscate, în loc să beneficieze de prezența Domnului Iisus, în loc să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să fie transformați prin cuvântul lui Dumnezeu, să fie schimbați, să fie vindecați, în final, când ne uităm, oamenii aceștia pleacă de la adunare plin de resentimente, încărcați cu mânie, versetul 11. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus.
unul a plecat vindecat de la adunarea aceea, omul care venise cu mâna uscată, ceilalți au plecat turbând de mânie, de la aceeași adunare, de la aceleași predici, din aceeași prezență a lui Dumnezeu. Ce a făcut diferența? Atitudinea lor, modul cum aceștia s-au raportat la Domnul Iisus Hristos. Și în vremea noastră, istoria aceasta se mai repetă, unii pleacă de la adunare vindecați de Dumnezeu, schimbați, transformați, binecuvântați de Domnul Iisus Hristos, alții pot să plece de la aceeași adunare cu resentimente sau cu aceleași probleme pe care le-au avut și până atunci, cu aceleași lucruri nerezolvate, întrucât aceștia din urmă nu s-au raportat corect la prezența Domnului Iisus Hristos, nu s-au lăsat atinși de cercetarea pe care Duhul lui Dumnezeu vrea cu siguranță să ne-o facă fiecăruia dintre noi. Dar eu cred că în seara aceasta Dumnezeu se va atinge de noi toți. Amin. Și noi vrem să plecăm de la această seară de părtășie ca niște oameni vindecați dacă avem anumite uscăciuni în viața noastră, ca niște oameni care să luăm decizii proaspete în a-L urma cu toată credincioșia pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Omul cu mâna uscată, de altfel, este o imagine contemporană, actuală și în vremea noastră mai sunt oameni care parcă ar avea mâinile uscate. Atunci când cineva nu poate să întindă mâna, să dea mână de pace sau să salute pe un frate, pe o soră, este ca și cum ar avea mâna uscată. Evită în mod intenționat pe anumite persoane. Atunci când n-am mai întins mâinile spre Biblie, spre Cuvântul lui Dumnezeu ca să-L citim, iarăși, parcă am avea mâinile uscate. Ne folosim de mijloace tehnice, e o binecuvântare când putem folosi un videoproiector care ne afișează versetele din Scriptură, versurile de cântare, dar mijloacele tehnice nu trebuie să înlocuiască relația noastră personală cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să înlocuiască citirea proprie a Cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să avem Biblia la noi, să avem Scriptura care ne este dragă, pe care o răsfoim. De aceea și poșetele surorilor trebuie să fie totdeauna mai mari ca să încapă acolo și o Biblie. Amin? Altfel avem mâinile uscate, dacă nu întindem mâna către Scriptură ca să o citim. Și atunci când n-am mai fost de mult la cina Domnului ca să întindem mâna și să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, avem noi problemele noastre personale, avem anumite lucruri pe care socotim că încă nu le-am rezolvat și prin urmare n-am mai întins unii de mult mâna ca să ne bucurăm la cina Domnului care a fost poruncită și instituită de Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că mâna aceea care nu se poate întinde este uscată, fiindcă în spatele ei stă o gândire care nu are pacea lui Dumnezeu, care nu este în acord cu voia lui Dumnezeu exprimată în Scriptură. Sau sunt și situații când nu ne întindem mâna către omul nenorocit, către cel lipsit, către cel care ne cere ajutorul și atunci iarăși parcă avem mâinile uscate. Că în Proverbe, capitolul 31, cu versetul 20, acolo se vorbește despre femeia neprihănită, dar noi putem să distingem, în general, portretul omului neprihănit, care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu și cuvântul spune că omul acesta neprihănit își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Dar când nu pot să fac lucrul ăsta, înseamnă că mâna aceea este uscată. Mai spune Scriptura că bărbații trebuie să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Și Moise a ridicat mâinile spre cer atunci când se ruga pentru ca Iosua să aibă biruință împotriva lui Amalec și chiar dacă mâinile lui au obosit, l-au ajutat colegii de echipă, Aaron și Hur, care au sprijinit mâinile lui astfel încât mâinile au continuat să stea întinse către Dumnezeu, să implore, să cheme harul și biruința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat biruință
pentru că mâinile acelea au stat întinse către Dumnezeu. Când nu ne mai întindem mâinile către Dumnezeu ca să ne rugăm, să cerem biruință de El, la fel înseamnă că mâinile noastre sunt uscate. Deci și noi putem experimenta o uscăciune asemănătoare cu uscăciunea acestui om care, iată, a venit la sinagogă și avea o problemă atât de neconfortabilă. Dar nu numai mâinile pot fi uscate. De multe ori, dacă suntem sinceri, constatăm că ochii noștri parcă sunt uscați, nu mai avem lacrimi, nu mai putem plânge, nu mai avem sensibilitatea pe care o avem altă dată. Exista o anumită sensibilitate în noi altă dată și acum parcă nu mai putem plânge. Și gura câteodată ne este uscată, nu mai putem cânta din toată inima, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim că de multe ori și picioarele parcă ne sunt uscate, nu mai ajungem la casa lui Dumnezeu, nu mai putem să ne deplasăm în lucrarea lui Dumnezeu, să ne ducem acolo unde ar vrea Dumnezeu. Deci acest pericol al uscăciunii este actual, este destul de mare și destul de grav. Că dacă ne gândim la o afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos, înțelegem gravitatea acestui pericol. Pe când Domnul Iisus Hristos mergea spre Golgota cu crucea în spate, erau acolo niște femei care îl compătimeau, au început să plângă. Domnul Iisus Hristos s-a întors către acele femei, a zis mai multe cuvinte, printre care a spus așa: dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Domnul Iisus a comparat pe sine cu un copac verde și plin de roadă. Și într-adevăr, El a demonstrat lucrul acesta. În viața Lui pământească, în timpul acela de activitate și de misiune de aproximativ 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos, la fiecare metru pe care îl parcurgea, arăta această roadă. Un pom verde și plin de roadă. A arătat atâta bunătate în fața unor oameni răi. A arătat atâta dragoste într-o lume plină de ură. A proclamat adevărul într-o lume a minciunii, a răspândit lumină într-o lume întunecoasă. Și chiar atunci când a ajuns pe cruce și oamenii îl huleau și îl batjocoreau și rosteau cuvinte dure, urâte la adresa lui, din nou de pe cruce Domnul Iisus Hristos le oferă roadă și spune: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Că dacă dai cu pietre într-un copac plin de roadă, din copac cade roadă. Așa a căzut din Domnul Iisus Hristos. Oamenii au dat cu pietre, l-au hulit, l-au batjocorit, l-au răstignit, l-au sfidat. Și Domnul Iisus le-a arătat doar dragoste, doar bunătate. Slăvit să fie El pentru aceasta. Și noi ar trebui să fim la fel. Când se întâmplă că alții dau cu pietre în noi, dacă suntem copaci roditori, din noi cade roadă. Bunătate, răbdare față de astfel de oameni, un duh de iertare, de bunăvoință, un duh de rugăciune pentru astfel de oameni. Dar dacă suntem uscați, goi, lipsiți de roada așteptată de Dumnezeu, din noi cad doar frunzele aparențelor. Eventual din noi vine răzbunare, răspundem cu aceeași monedă, le întoarcem la fel și poate le plătim cu vârf și îndesat pentru atitudinea ostilă pe care astfel de oameni au manifestat-o față de noi. Deci întrebarea Domnului Iisus Hristos n-a fost retorică, e o întrebare nu doar pentru oamenii care îl însoțeau acolo în drumul spre Golgota, e o întrebare pentru mine și pentru tine. Dacă s-au făcut acele lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Și foarte frumos se amintea la timpul de rugăciune pilda cu vița și mlădițele din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, În contextul acestei imagini, Domnul Iisus Hristos spunea că mlădițele uscate, neroditoare, sunt strânse la grămadă și nu sunt puse la muzeu, ci sunt puse pe foc. Aluzia este foarte clară. Mlădițele uscate este o aluzie pentru cei care au făcut parte din viță, au avut posibilitate să tragă sevă din viță. Ceva s-a întâmplat în viața lor, mlădițele acestea s-au uscat, au ajuns neroditoare în ciuda privilegiilor acordate de Dumnezeu și atunci stăpânul ia mlădițele uscate și le pune pe foc. Deci e o situație destul de critică pentru oamenii uscați,
în mod general, și pentru creștinii care au ajuns uscați, domeniu special despre care noi vorbim în seara aceasta, că vrem să aplicăm acest cuvânt al lui Dumnezeu acum pentru viața noastră. Câteodată noi încercăm să ne consolăm și cunoaștem proverbul acela, mi-l comunica un frate și zicea, nu trebuie să ne consumăm așa de tare, până la urmă nu există pădure fără uscăciuni. E adevărat proverbul acesta, se reflectă în realitate, se reflectă și în adunare, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, dar dăm voie să te întreb, ai vrea să fii tu uscăciunea din pădurea aceasta, din adunare? Eu n-aș vrea și cred că nimeni dintre noi n-am vrea. Ba chiar cineva din religia tradițională a țării noastre pune altfel problema și zicea, la voi încă este bine, la noi lucrurile stau altfel. Într-o grămadă de uscăciuni, zicea el, poate mai găsești și ceva verdeață. Sunt situații și situații și când oamenii au momente de sinceritate, ei își văd uscăciunea din viața lor, văd că sunt neroditori, văd că au un creștinism de formă aparent, lipsit de putere, un creștinism care nu denotă o relație autentică cu Dumnezeu. Și atunci ce să facem ca să fim izbăviți și să fim vindecați din asemenea stări de uscăciune pe care le constatăm? Nu vrem să le justificăm, nu vrem să le argumentăm, n-are niciun rost să încercăm să venim cu scuze înaintea lui Dumnezeu spunându-i, Doamne, n-am rodit pentru că m-au deranjat niște frați, pentru că n-am avut condiții ideale. Scuzele acestea nu țin înaintea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne-a oferit toate posibilitățile. Și noi suntem aici, în casa lui Dumnezeu, așa cum omul ăla cu mâna uscată era în sinagogă. O casă de adunare din vremea respectivă, de părtășie, că până la urmă și acolo se citea din Tora, din lege și scopul era să se înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. E un privilegiu. În Psalmul 92 citim că cei care sunt sădiți în casa lui Dumnezeu, ce fac, se usucă? Nu. Aceștia înverzesc în curțile lui Dumnezeu și continuă Psalmul și spune, ei aduc roadă, sunt plini de suc și verzi, aduc roadă chiar și la bătrânețe. Acum mă uit peste dumneavoastră, toți suntem tineri în locul acesta. E drept, unii suntem tineri mai în vârstă, dar toți suntem tineri și Scriptura zice să fim atât de constanți în relația noastră cu Dumnezeu, fiind sădiți în casa lui Dumnezeu, încât și la bătrânețe, dacă îngăduie Dumnezeu, să ajungem până acolo și atunci să continuăm să fim verzi și să aducem roadă pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Și totuși întrebarea din seara aceasta este ce să fac dacă văd în viața mea anumite uscăciuni sau anumite zone din viața mea spirituală în care mă simt uscat, sunt neroditor, sunt neproductiv, n-am randament din punct de vedere spiritual, sunt ca un pământ secetos pe care n-a mai căzut de multă vreme ploaie, nu mai crește vegetație, un pământ din acela, ați văzut când e secetă, care îl vezi cum se crapă și nu crește nimic pe el. Poate mă simt așa, poate te simți așa. Întotdeauna când vrem să rezolvăm o problemă, trebuie să mergem la cauzele care au determinat problema respectivă. Așa fac și medicii. Când vor să trateze un pacient de o boală, ei nu oferă un tratament simptomatic, de suprafață. Ei fiind niște oameni responsabili, te supun la diferite teste, diferite analize, pentru că vor să vadă cauza. Dacă tu ai niște dureri de cap care se repetă mereu și mereu, nu o să-ți dea doar niște pastile care să trateze simptomatic efectul acesta. Ei merg puțin mai în profunzime, vor să vadă care este cauza care conduce la efectul acesta atât de nedorit. Și așa stau lucrurile și pe plan spiritual. Nu-i suficient un tratament simptomatic când noi suntem uscați. De multe ori ne limităm la un tratament de ăsta simptomatic și îi mai încurajăm pe frați. Slujitorii fac eforturi în privința aceasta și eu obișnuiesc și le zicem zâmbiți, uitați-vă unii la alții, mai dați mâna unii cu alții. Încercăm așa să încurajăm frații să se privească în ochii unii pe alții, să se cunoască unii pe alții. E bun, e necesară și încurajarea aceasta.
Dar e un tratament simptomatic. După ce se consumă lucrul acesta, tu poți să pleci acasă poate cu problema nerezolvată, cauza aceea rămâne și continuă să fie în adâncimea ființei tale și atunci te-ai bucurat doar pentru câteva clipe. Care să fie cauza ce duce la uscăciune? Și seara aceasta vom vedea câteva cauze care pot să ducă la uscăciune spirituală în viața noastră și pe care noi le putem elimina cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că putem să fim vindecați și noi cum a fost vindecat omul acela cu mâna uscată. Una dintre cauze care duce la uscăciune este nemulțumirea. Și vă rog să vă uitați în Cartea Numeri, capitolul 11, la o afirmație pe care au făcut-o evreii când mergeau spre țara Canaan. Numeri, capitolul 11, cu versetul 6, spune ei așa: acum ni s-a uscat sufletul. Oamenii aceștia au recunoscut. Li s-a uscat sufletul. Dar de ce? Pentru că citim puțin mai sus, Numeri, capitolul 11, de la versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel le-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Sunt multe feluri de plâns în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos zice în predica de pe munte: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Dar nu-i valabil pentru toți. Vedeți, există un plâns al cârtirii, există un plâns de ciudă. Esau și-a ridicat glasul și a plâns când a văzut că a pierdut binecuvântarea. Există un plâns al nemulțumirii. Acesta nu e un plâns care să aducă mângâiere sau să aducă binecuvântare. Și spuneau ei: ne aducem aminte de pești pe care mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Și uite acum, ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Observați cum lucrează duhul de nemulțumire care duce la uscăciune? Lucrează prin nostalgie. Îți depene amintirile, ne aducem aminte, altă dată, când nu era recesiune, nu era criză, ce aveam atunci, cât de bine o duceam. Și în loc să trăiești la timpul prezent, trăiești la timpul trecut. Nostalgie. Oamenii aceștia devin visători. Nu se mai adaptează la realitatea curentă ca să aibă capacitatea de a aborda problemele actuale cu care se confruntă. Oamenii aceștia rămân ancorați în trecut și ei nu sunt fericiți, le dau lacrimile dintr-o dată când și-aduc aminte că altă dată parcă o duceau mai bine. Nostalgia nu te ajută să crești din punct de vedere spiritual. Trebuie să dai piept cu viața, cu duritatea vieții, cu problemele vieții și să te încrezi în Dumnezeu. Nemulțumirea lucrează și prin miopie spirituală, pentru că ziceau ei: ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Nu-L mai vedeau pe Dumnezeu, nu mai vedeau minunile pe care le-a făcut Dumnezeu până atunci când i-a scos cu mână tare și cu brața tot puternic din Egipt, nu mai vedeau acea prezență a lui Dumnezeu. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta și mana, știți că mai târziu au numit-o o hrană proastă, sfidare directă și frontală chiar la adresa lui Dumnezeu, care le dădea mana asta proaspătă în fiecare zi și cu toate vitaminele necesare ca ei să poată merge prin pustie și să-și atingă în final ținta Canaanului. Miopie. Omul nemulțumit ajunge la această stare de miopie când nu mai vede ce ar trebui să vadă, nu-L mai vede pe Dumnezeu din familie, nu mai vede mâna lui Dumnezeu care l-a călăuzit, care l-a condus, nu mai vede experiențele de altă dată pe care le-a avut cu Dumnezeu. Miopia aceasta sufletească, în schimb, ne face să privim poate cu invidie la ce au alții. Și vine câte o soție nemulțumită și se adresează soțului și spune: uite, alții se descurcă mai bine, aduc bani mai mulți acasă, sunt mai capabili din punct de vedere profesional, au abilități și tu nu ai. Și starea aceasta de nemulțumire poate să vină și peste soț, care să privească la ea cu reproș și să zică: ei, dacă ai fi știut tu
să gestionezi puținii bani pe care eu am câștigat cu trudă și cu transpirație, dacă nu i-ai fi dat pe tot ce i-ai dat tu, pe toate mofturile, toate capriciile, puținul ăla ar fi fost binecuvântat de Dumnezeu. Și reproșurile pot să vină în felul acesta ca niște dueluri verbale între soț și soție, când nemulțumirea ajunge în familie, face ravagii, miopie, nu-L mai văd pe Dumnezeu și în loc să caute împreună soluții înaintea lui Dumnezeu, rugându-se, postind înaintea lui Dumnezeu, poate ajung la ceartă și la conflict. Nemulțumirea duce la agonie, pentru că spune versetul 10 de aici, Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui, în loc să se bucure că Dumnezeu era cu ei, în loc să aibă această perspectivă a Canaanului, țara promisă de Dumnezeu, țara din care curgea lapte și miere, au început să plângă toți în familia lor. Iată că la asemenea lacrimi greșite, Dumnezeu nu vine cu mângâiere, vine cu pedeapsă. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Dumnezeu le-a dat pe moment carne și a trimis un vânt puternic, spune versetul 31, Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a dus prepelițe, și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte, în jurul taberei. Și poporul a mâncat, versetul 33, pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului acelea numele Kibrot Hataava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. În loc să ajungă în Canaan, iată, au ajuns în mormintele lăcomiei. Vreau să vă spun că, din nefericire, mai sunt și în vremea noastră astfel de oameni care s-au pornit înspre Canaan, au plecat împreună cu adunarea înspre Canaanul Ceresc, dar datorită nemulțumirii au ajuns ca într-un fel de morminte ale lăcomiei. Oameni care ajung să fie dominați, să fie obsedați, poate chiar, numai de spiritul materialist al acestui veac, oameni care sunt închiși în niște morminte ale lăcomiei, acolo nu este nici lumină, nu este nici bucurie, acolo nu mai este nicio stare de bună dispoziție în familie, între părinți și copii, acolo este duhul ăsta de nemulțumire care creează război, creează tensiune, creează așa o frustrare în comparație cu ceea ce vedem la alții, privim și noi cu jind la lucrurile pe care le au alții. Dragii mei, această nemulțumire duce la uscăciune. Ni s-a uscat sufletul, spuneau ei, și oare câți nu ar putea să fredoneze același refren într-o vreme ca aceasta, oameni cu sufletul uscat. Poate sunt pe traiectoria bună, vor să meargă înspre Canaanul lui Dumnezeu, dar lecția mare pe care ne-o dă acest cuvânt al lui Dumnezeu este următoarea. Oamenii cu sufletul uscat nu mai ajung în Canaan, ci ajung în mormintele lăcomiei. Mare pericol. De aceea, Scriptura spune și vă aduc aminte în seara aceasta, cunoașteți bine cuvântul lui Dumnezeu din Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Domnul este ajutorul tău. Chiar dacă străbați momente în care nu știi de unde vei aduce pâinea copiilor acasă, chiar dacă ajungi în situații de impas, când nu știi cum vei depăși criza, chiar dacă de multe ori tu ca om, ca persoană, nu vezi o soluție, vreau să spun, Dumnezeu îți poartă de grijă. Totul e ca noi să ne încredem în El, să ne liniștim sufletele, să continuăm să fim verzi și roditori pentru slava Lui, pentru că Dumnezeu știe toate nevoile din casa ta, din familia ta, știe numărul de copii, știe problemele tale, știe nevoile pe care le ai. Dumnezeu nu vine ca să răspundă unor capricii firești ale noastre, dar cu siguranță, în calitate de Tată Ceresc, Dumnezeu răspunde nevoilor legitime pe care le are orice familie. De aceea noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și garantat, Dumnezeu răspunde la această rugăciune, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă eliminăm nemulțumirea,
am scăpat de o cauză care poate să ducă la o scăciune. Dar nu e singura cauză. În al doilea rând, o altă cauză care cu siguranță duce la uscăciune este pofta nemărturisită a păcatului. Și am ascultat din Psalmul 32 ceea ce spunea David: mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secetă averii. Dar eu vreau să vă mai dau un exemplu. De data aceasta este vorba de unul din copiii împăratului David. Este vorba de Amnon. Cartea 2 Samuel, capitolul 13, ne prezintă o situație în care un om cu numele Ionadab l-a vizitat pe acest prinț, pe Amnon, și a spus așa, 2 Samuel, capitolul 13, versetul 4, el i-a zis: pentru ce te usuci din zi în zi, tu fiul împăratului? Deci acest Ionadab, care tot îl vizita pe Amnon, că era prieten cu el, a observat un fenomen, că se întâmplă ceva cu Amnon, și anume, din zi în zi, pe măsură ce timpul trecea, Amnon se usca. Se usca fizic, se usca pe picioare, se usca relațional, că se izolase, nu mai comunica cu ceilalți. Spune Scriptura, a căzut bolnav, era chinuit de o anumită boală, mai exact, de o anumită poftă firească, pentru că a pus ochii pe Tamar, care era sora lui vitregă. El n-avea ce să se gândească măcar la o asemenea legătură cu Tamar. Din start pornise greșit și se usca datorită acestei pofte care îl controla, care îl domina. Scriptura zice că noi trebuie să ne noim din zi în zi în omul din lăuntru, din zi în zi să avem omul din lăuntru tot mai frumos, din zi în zi să avem experiențe proaspete cu Dumnezeu. În fiecare zi să mai memorăm câte un verset din Scriptură, în fiecare zi să mai avem bucurie duhovnicească nouă, în fiecare zi să se vadă această evoluție în viața noastră spirituală, în relația noastră cu Dumnezeu. Iată însă că în cazul unora se întâmplă invers. Din zi în zi îi vezi tot mai uscați, tot mai plăpânzi pe plan spiritual, tot mai slabi, fără duh de rugăciune, fără râvnă pentru Dumnezeu, fără dragoste pentru Dumnezeu, tot mai piperniciți. Pentru ce te usuci tu, fiul împăratului, din zi în zi? Amnon nu se usca pentru că n-avea bani. El era băiatul lui tata, avea bani, din punct de vedere material avea tot ce-i trebuia. Amnon nu se usca pentru că n-avea prieteni. Cu siguranță avea, toți ar fi vrut să fie prieteni cu fiul împăratului. Amnon nu se usca pentru că n-avea educatori, profesori. Copiii de împărat se bucurau de cea mai bună educație. Erau înconjurați cu multă grijă, cu multă atenție. Oameni specializați în așa ceva se ocupau de ei. Dar Amnon se usca datorită acestor pofte ascunse, nemărturisite pe care le avea. Dacă el le mărturisea cui trebuia, exista șansă de pocăință. Dar vedeți că și mărturisirile astea trebuie să știi cui le faci. El și-a mărturisit starea lui, dar lui Ionadab, care spune Scriptura aici că era un om foarte șiret. Versetul 3, partea finală. Contează cui te mărturisești, care este scopul mărturisirii tale. Când scopul e pocăința, cauți în mod confidențial o persoană care să te ajute, care să te sprijinească în rugăciune, să poți să descarci povara în sensul de a te reabilita pe plan spiritual. Dar vedeți câte un tânăr ca și Amnon vine și se mărturisește la un alt tânăr, care și el poate face aceleași lucruri. Și celălalt îi zice, nu te amărâ prea mult din cauza asta, nu te consuma acum doar pentru atâta, lasă că toată lumea face așa, toți băieții sunt la fel, toate fetele sunt la fel. Și în loc să ieși din impas, te înglodești mai tare, te scufunzi mai tare în problemă. Asta s-a întâmplat cu Amnon, că dacă se ducea la un consilier spiritual sau dacă s-ar fi dus la tatălui să-l întrebe, tată, ce părere ai de ideea aceasta care mi-a venit în cap? Exista posibilitate pentru Amnon să fie corectat la momentul potrivit. N-a fost corectat, sfatul pe care l-a primit a fost greșit, Ionadab i-a oferit o strategie înspre păcat. Că vedeți, sunt oameni care dau sfaturi înspre păcat. Sunt și oameni de felul acesta, câteodată
în jurul copiilor de împărat, aproape de copiii lui Dumnezeu, oameni care dau sfaturi compromițătoare, care oferă strategii, planuri pentru săvârșirea anumitor păcate. Și Amnon duce planul acesta la înfăptuire și cunoaștem această întâmplare din cartea 2 Samuel. În cele din urmă culege dramatica consecință. Răzbunarea care vine din partea lui Absalom, Amnon, după 2 ani de zile, este omorât. O poftă care întâi l-a uscat, o poftă care s-a transformat în faptă și o poftă care în cele din urmă duce la moarte, cum zice apostolul Iacov în epistola lui. Pofta aia, odată ce a zămislit, duce la păcat. Păcatul odată înfăptuit, duce la moarte. Dar dacă în procesul acesta am intervenit la momentul potrivit și nu voi lăsa pofta să mă usuce, ci o mărturisesc și o mărturisești înaintea lui Dumnezeu, atunci există șansă de reabilitare. Nu uitați cuvântul acesta încurajator pentru fiecare dintre noi. Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dragii mei, îndurarea lui Dumnezeu este mare pentru omul sincer, pentru omul care se mărturisește. Când te vezi că te usuci și relația ta cu Dumnezeu suferă datorită unor pofte pe care le-ai acceptat, trebuie să te mărturisești, să vii cu căință înaintea lui Dumnezeu. El poate elibera, El poate vindeca, El poate ridica orice povară, cât ar fi de mare și de grea povara aceea. Altfel, pofta lăsată crește și te sfâșie. Citeam odată despre un vânător care a găsit într-o pădure un pui de jaguar. Era atât de drăguț puiul acela de jaguar, ochii rotunzi și negri, blana catifelată. S-a gândit vânătorul jucăria perfectă pentru copii. A dus puiul acela de jaguar acasă cu intenția să-l domesticească și, într-adevăr, copiii se jucau cu el, s-au gândit ei că l-au îmblânzit și de acum face parte din animalele domestice de acolo din curtea casei. Dar într-o zi, pe când vânătorul acesta era zgriat la mână și a curs ceva sânge, jaguarul, care acum nu mai era pui, dintr-o dată l-a privit cu niște ochi dilatați, mari de fiară sălbatică. Vânătorul a înțeles că nu mai e puiul de altă dată, dar a înțeles lucrul ăsta prea târziu. Fiara sălbatică, stârnită în instinctul ei, a sărit asupra lui și l-a sfâșiat, având în nări mirosul acela de sânge. Unii încearcă să domesticească pofta, păcatul. Și asta nu e o problemă așa de mare. Sunt altele mai grave. Și trăiesc așa, în anumite pofte, în anumite păcate. Dar pofta aceea, pe măsură ce este alimentată, ea crește. Firea aceea pământească, ea tot crește. Și în cele din urmă îl sfâșie, îl omoară spiritual pe cel care nu știe să scoată afară din viața lui pofta la momentul potrivit. E o luptă în privința asta. Și în Evrei, în capitolul 12, cu versetul 4, Scriptura zice: voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, împotriva poftelor păcatului. Că unii poate încercau să se justifice și să spună: e foarte grea lupta asta, nu poți să biruiești, e dificil. Și la momentul potrivit a venit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Adică e o luptă pe viață și pe moarte. În vremea respectivă, când se scria epistola către evrei, erau obișnuite acele spectacole sângeroase din arena romană, când se luptau doi gladiatori. Unul trebuia să moară. Acesta era rezultatul. Era o luptă până la sânge. Și Scriptura vrea să zică: ori omori tu pofta, ori dacă nu omori tu pofta, te omoară ea pe tine. În Coloseni, capitolul 3, apostolul Pavel spune: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Patima, pofta rea, curvia, necurăția, lăcomia care este o închinare la idoli, omorâți-le! Nu zice să le hrăniți, să le domesticiți, dați-le lovituri decisive prin rugăciune, chemând puterea lui Dumnezeu, că altfel aceste pofte ne usucă. Și seara aceasta noi putem să identificăm cauza care duce la uscăciune, să văd
Ce anume mă face să fiu uscat? De ce am ajuns în starea aceasta să fiu neroditor? Știți, când Iona a proclamat mesajul pe care l-a avut din partea lui Dumnezeu în cetatea Ninive, după aceea Iona s-a dus undeva la răsărit de cetate și stătea acolo foarte liniștit să vadă, după cum spera el, cum Dumnezeu trimite judecata peste cetatea Ninive și spulberă oamenii din cetatea asta. N-a fost așa. Dar în timp ce ședea acolo Iona, Dumnezeu a făcut să crească din pământ un curcubete, o plantă foarte frunzoasă care făcea umbră peste capul lui Iona și să răcorea și el. Tare s-a bucurat el de umbra aceea. Numai că n-a ținut mult bucuria lui. La fel de spontan, această plantă, zice Scriptura, s-a uscat. Dintr-o dată s-a uscat. Iona a văzut efectul. S-a uscat, bine, dar de ce s-a uscat dintr-o dată? Și explică și cauza. Un vierme a înțepat rădăcina curcubetelui. Care-i viermele care înțeapă la rădăcina unor creștini? Că-i vezi uscați, fără bucurie, fără dragoste frățească, fără entuziasm pentru Dumnezeu. Scopul nostru în seara asta este să ne uităm fiecare la noi înșine și să vedem, Doamne, ce se întâmplă în viața mea? De ce am ajuns uscat? Poate nemulțumirea m-a adus în starea aceasta? Poate vreo poftă a păcatului ascunsă, neștiută de alții, dar cu siguranță observată de Dumnezeu? Și atunci chemăm puterea și harul lui Dumnezeu să ne izbăvească de asemenea stări, să strivim viermele care înțeapă la rădăcină, poate fi unul sau pot fi mai mulți, pentru ca viața noastră să fie roditoare. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. A treia cauză care poate să ducă la uscăciune sufletească este amărăciunea netratată corespunzător. De data aceasta nu e vorba de nemulțumire, nu este vorba de vreo poftă a păcatului, amărăciunea poate să vină la fiecare dintre noi, fără excepție, când suntem încercați. În Psalmul 102 citim efectul amărăciunii în dreptul autorului acestui psalm, care spune el în versetul 4 din Psalmul 102: inima mi este lovită și mi se usucă, întocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc. Continuă versetul 11: zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Omul acesta era încercat. La încercarea lui se adăuga și faptul consemnat în versetul 8: în fiecare zi mă batjocoresc vrășmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. E greu când ești încercat. A venit boala, a venit suferința, poate ai unul sau doi copii care sunt bolnavi, a venit accidentul de mașină, au venit facturile pe care n-ai cu ce le plăti. E foarte greu când ești încercat. Dar încercarea devine și mai grea când apar batjocoritorii, când apar judecătorii, când apar cei care arată cu degetul, care te condamnă, care te disprețuiesc și care zic așa-i trebuie. Oameni care sunt indiferenți față de starea ta și în loc să se roage, poate că apasă și mai greu. Și într-o asemenea situație, suntem predispuși să ne amărâm atât de mult încât să ne uscăm. Unii sunt uscați, nu datorită vreunor poftei păcătoase, ci datorită amărăciunii care a pătruns în viața lor. Dar psalmistul acesta, vă rog să observați, știe să răstoarne situația. De la versetul 12, el face un lucru: privește către Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. El începe să privească spre Dumnezeu. Nu se mai uită la vrăjmașii care îl batjocoreau, nu mai dă atenție prea mare cuvintelor rele și ironice ale dușmanilor. Omul acesta nu se mai concentrează la încercarea în sine, ci el se concentrează la Dumnezeu, strigă către Dumnezeu. Și finalizează psalmul pe o notă optimistă, versetul 27: dar Tu rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși. Într-o lume atât de relativă, într-o lume în care toate se schimbă, într-o lume în care oamenii nu sunt credincioși unei relații de prietenie, într-o lume în care câteodată nu te poți baza pe cei din jurul tău, într-o lume a nesiguranței, există un reper fix, stabil, care nu se schimbă niciodată. Tu, Doamne, rămâi același. Ridică-ți privirile către Dumnezeu ca să poți scăpa de amărăciune, oricare ar fi sursa acestei amărăciuni.
Pentru că în Evrei, capitolul 12, Biblia ne vorbește despre lăstarii de amărăciune care pot să apară în adunare, chiar între copiii lui Dumnezeu. Și dacă nu știi cum să tratezi amărăciunea, efectul este otrăvitor. Ca și cum la o plantă, surorile știu, aveți câteodată prin casă plante din astea frumoase, flori, într-un ghiveci, și trebuie să-i pui apă, dar dacă o să-i pui oțet, ea se usucă. Amărăciunea e ca oțetul pus la rădăcină. Dacă nu ai ceva care să te învioreze, să te încurajeze, amărăciunea te poate distruge. Solomon zice în Proverbe, capitolul 17, cu versetul 22, că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Asta face un duh mâhnit. Când și astăzi sunt mâhnit, și mâine, și în zilele următoare, și toată săptămâna sunt așa, și toată luna sunt așa, și vin la adunare și ascult predica și când și eu murmur din buze împreună cu ceilalți, dar plec acasă tot mâhnit, mă duc în familie, mă uit la copilași și în loc să mă bucur de ei, rămân tot mâhnit și când această mâhnire continuă, usucă oasele, spune Biblia, ajungem oameni uscați. Scriptura ne arată în Vechiul Testament un caz foarte încurajator, o situație în care cineva a reușit să învingă amărăciunea și să biruiască această uscăciune. E vorba de o femeie, de Ana, care era foarte amărâtă. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10, spune așa: Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și când avem sufletul amărât. Cu atât mai mult trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și când avem sufletul amărât, că de multe ori poate noi zicem acum sunt prea amărât ca să mă mai rog. Nu mă mai rog că sunt amărât. Ba da, uite, Ana cu sufletul amărât se ruga. Acum sunt prea amărât ca să cânt, că n-am inimă bună și nu cânt. Trebuie să cânți și cu sufletul amărât, că prin cântare Dumnezeu te scoate din situația aceea. Avea sufletul amărât pentru că Biblia ne explică mai sus. Penina, potrivnica ei, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, fiindcă Domnul o făcuse stearpă pe Ana. Și Penina nu scăpa niciun prilej ca să o înțepe pe Ana. Chiar și când Ana vroia să se ducă la adunare, să se ducă la casa Domnului din vremea respectivă, chiar și atunci venea Penina cu injecția ei și o înțepa. Ironie, cuvinte din astea tăioase, dure. Și până la o vreme Penina a reușit, o amărâse pe Ana foarte mult. Câteodată avem și noi parte de astfel de oameni care înțeapă, că pe bună dreptate se spunea, Penina a murit de mult, dar trusa aia cu ace pe care le folosea a rămas, s-a perpetuat în decursul timpului, a ajuns până la noi, poate nu e aici la Milano, în alte părți. Dar unii umblă cu trusa de ace după ei, au și ace din alea mai groase, mai dure, așa, au și de alea mai subtile, mai finuțe, dar tot înțeapă. Funcție de cum sunt oamenii înzestrați, în ghilimele, cu așa ceva. Și sunt unii oameni care nu știu să facă altceva decât să înțepe, să amărască pe ceilalți, prin cuvinte, prin atitudine, prin tot felul de lucruri. Este și Penina, n-ai ce să faci, așa e drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Te mai întâlnești și cu Penina, cu spiritul ei, cu înțepăturile ei. Poate să fie un frate cu spiritul ăsta, poate să fie o soră cu spiritul acesta, oameni care înțeapă, neștiind că Dumnezeu nu ne-a chemat la o asemenea slujbă. Nu există un dar spiritual sau un talent de a înțepa pe alții. Așa ceva nu există în Noul Testament, nu găsim între darurile duhovnicești. Dar asta este o tactică a diavolului, de a ne înțepa pe noi la rădăcina vieții ca să fim amărâți, să nu mai cântăm, că diavolului nu-i place. Și atunci, iată, vrăjmașul are câteodată instrumente de felul ăsta ca și Penina. Oameni slabi, vulnerabili, victimizați de Satan, care înțeapă pe alții. La început, Ana a căzut în amărăciunea asta, dar iată cum biruiește ea. Scriptura ne spune că Ana stătea înaintea lui Dumnezeu și se ruga. Și nu s-a rugat puțin, a stat mult înaintea lui Dumnezeu și se ruga, versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului. Chiar dacă preotul Eli a interpretat-o greșit, se gândea la început că e beată, nu înțelegea motivația pentru care Ana se ruga,
Dar ea cu sufletul amărât își vărsa sufletul înaintea Domnului. Versetul 15, partea a doua. Îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. E ca și cum sufletul tău ar fi o cupă și cupa aia, uite, a fost umplută cu o travă, cu înțepături, cu venin, cu lucruri rele care te dor. Și acum varsă sufletul înaintea Domnului, prin rugăciune. Și iată și rezultatul, spune Scriptura la versetul 18. Ea a zis să capete roaba ta trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a întors acasă cu o față veselă și bucuroasă. Cred că în momentul când a văzut-o pe Nina, nu i-a convenit deloc. Pe Nina ar fi vrut să o vadă tot timpul pe Ana amărâtă. Ar fi vrut să o vadă tot timpul cum plânge. Asta era satisfacția rea pe care o avea pe Nina. Dar de data aceasta Ana s-a întors bucuroasă, slăvind pe Dumnezeu, având convingerea, încredințarea că Dumnezeu îi va rezolva problema. Ana învinge răul prin rugăciune. Și în Roman capitolul 12, apostolul Pavel spune: nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. De câte ori nu ne-am lăsat noi biruiți de rău? Ne-am amărât, ne-am închis în carapacea noastră și am zis: nu, cu asemenea oameni nici nu vreau să vorbesc, nici nu vreau să stau de vorbă, oare să mă mai duc la adunare? Sunt prea amărât ca să mă mai duc la adunare. Mulți n-au mai venit la adunare. Alții au încercat să știrbească chiar pocăința din viața lor. Au încercat să se răzbune. Și Scriptura zice: lasă, răzbunarea este a Domnului. Lasă în seama lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu când să lucreze și cu Penina. Are Dumnezeu ac și de cojocul Peninei, dacă ea înțeapă. Știe Dumnezeu cum să-i tragă la răspundere pe oamenii care înțeapă. Dar nu fă și tu lucrul ăsta. Eu nu văd pe Ana în Scriptură să întoarcă pe Ninei cu aceeași monedă. Să zică: ei, dacă mă înțep tu, stai că pot să-ți demonstrez că și eu sunt capabilă de așa ceva. Și eu știu să dau replici, și eu știu să ironizez, și eu știu să vorbesc tăios și dur. Dacă vrei să vorbesc așa, uite, o să vorbesc și eu așa. Nu face lucrul ăsta Ana. Ea biruiește răul prin bine. Arma noastră, cea mai puternică, este dragostea. Cu aceasta a lucrat și Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. De la amărăciune, Ana traversează drumul acesta la bucurie. Capitolul 2, versetul 1. Ana s-a rugat și a zis: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrășmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. De la amărăciune, Ana ajunge la o cu totul altă stare, la bucurie. Pentru că a știut cum să învingă această cauză care producea uscăciune în viața ei. Dragii mei, dacă amărăciunea v-a adus la uscăciune pe unii din dumneavoastră, în seara aceasta aș vrea să vă spun, există remediu. Nu te lăsa învins de înțepături, de vorbe, de lucruri slabe, poate de bârfe, de lucruri care au ajuns la urechile tale. Biruiește răul prin bine. Roagă-te lui Dumnezeu, există posibilitate de vindecare. Oricare ar fi cauza care ne-a dus la uscăciune, ne uităm din nou la omul cu mâna uscată. Ce face omul acesta ca să fie vindecat? Inițiativa, putem spune, nici n-a fost a lui. Și întotdeauna inițiativa de vindecare e a lui Dumnezeu. Domnul Iisus stă în sinagogă și îi vede pe toți. Și nu numai că îi vede, Scriptura spune, El le știa gândurile. El știe, e aici, în mijlocul nostru. Știe ce gândesc eu, ce gândești tu. Ne știe gândurile. Și Domnul îl vede pe omul ăla cu uscăciunea lui. Și se oprește exact la el. Și adresează o chemare. Scoală-te și stai în mijloc. Putea omul să se facă că n-aude. Nu-i vorba despre mine, nu mă interesează. Am mâna asta inertă, mușchi atrofiați, o țin de atâta timp pe lângă trupul meu, să mai ies acum și în față, să stau în mijloc, mă fac de râs, se uită ceilalți la mine, nu vreau. Putea să stea cu capul în jos și să zică: nu-i vorba despre mine, predica a fost pentru cei care au lipsit în seara asta. Nu-i vorba despre mine, pentru fratele, ce bine se potrivește cuvântul ăsta, că tare mai uscat, fratele. Tare uscată sora aceea. Și câteodată noi rămânem așa în ideile noastre, nu ne mișcăm, deși Dumnezeu ne vorbește personal, zice: scoală-te, stai în mijloc, stai în fața lui Dumnezeu, cercetează-te, cum este starea ta. Omul acesta a fost receptiv
S-a ridicat, Iisus nu mă interesează judecățile celorlalți, eu am nevoie de vindecare. Iese în mijloc și după ce Domnul Iisus Hristos își rotește privirile peste pândașii aceia din sinagogă, își arată dorința și dragostea lui de a vindeca. E bine în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi o viață sau să o pierzi. Apoi se uită la omul cu mâna uscată și spune, întinde-ți mâna. Putea să zic omul ăsta, Doamne, îmi pare rău. E atâta timp de când eu am uscăciunea asta. Cum să se rezolve într-o fracțiune de secundă? Unii dintre noi așa zicem, eu am de atâta timp uscăciunea asta în viața mea. Și acum vine fratele și zice că într-o seară se poate rezolva. Da, se poate rezolva. La Domnul Iisus Hristos nu trebuie timp ca să rezolve o problemă, ca să strivească un vierme ce a dus la uscăciune pomul vieții noastre, însă e nevoie de sinceritatea noastră, e nevoie ca noi să ascultăm chemarea Lui, e nevoie ca noi să dăm curs invitației Lui, e nevoie ca noi să avem credință. Omul ăsta face un gest prin credință și a întins mâna. Nu contează că e inertă, că de atâta timp problema asta mi-a paralizat viața spirituală și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă, slăvit să fie Dumnezeu. Din nou mâna se poate întinde spre frați, din nou mâna se poate întinde la Scriptură, se poate întinde și deschide pentru cel sărac, se poate ridica spre cer, către Dumnezeu, mâna este vindecată, sufletul este vindecat. Dragii mei, Dumnezeu are putere și dragoste pentru noi să ne vindece de toate uscăciunile noastre. Scriptura zice în Numeri, capitolul 17, versetul 8, că un băț uscat a fost dus în cortul întâlnirii, mai multe toiege, printre care și toiagul lui Aaron, un băț uscat, asta era. Stă toiagul ăsta o noapte întreagă în prezența lui Dumnezeu. Și vin oamenii curioși, vine Moise dimineața să vadă ce s-a întâmplat și vede că acest toiag înverzise, făcuse mugure, a înflorit și a copt migdale. Dar n-a fost acolo nimeni ca să pună toiagul lui Aaron într-un ghiveci, să îi injecteze niște săruri minerale din astea care forțează planta. Nu, n-a fost nimeni. A stat doar în prezența lui Dumnezeu. Și bățul acela uscat îl reprezintă pe omul uscat care vine și stă în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu poate din nou să ne ridice, poate din nou să ne dea sevă spirituală, poate din nou să ne aducă la rodire când stăm cu sinceritate în prezența Lui. Și apoi nu uitați vedenia profetului Ezechiel, capitolul 37 din cartea lui. Când Domnul duce într-o vale plină cu oase și se uită Ezechiel și am văzut că erau niște oase uscate de tot. Ce să faci cu niște oase uscate de tot? Și Dumnezeu zice, prorocește acestor oase, Ezechiel, la niște uscăciuni? Să le prorocesc, să le vorbesc, Doamne, dar care-i sensul? Tu nu trebuie să îți pui întrebări, tu trebuie doar să asculți, Ezechiel, prorocește. Și el începe să prorocească ce îi dă Dumnezeu. Ascultați, oase uscate, cuvântul Domnului. Și se face un vânt și se face o mișcare, oasele se adună, recapătă formă și contur de ființe umane, se face o oștire întreagă și oștirea cine era? Era poporul Israel care zicea, am ajuns uscați de tot. Citesc de aici din Ezechiel, capitolul 37, versetul 11. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Și Dumnezeu spune, vorbește-le, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate de acolo, vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Există șansă, este posibilitate pentru voi ca să vă recăpătați puterea, identitatea aceasta de națiune și de popor al lui Dumnezeu. Dragii mei, seara aceasta, cuvântul biblic aș vrea să aducă speranță pentru fiecare dintre noi. Vindecarea de uscăciune este posibilă în dreptul tău dacă asculți chemarea lui Dumnezeu. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să vină în viața ta și din nou să te învioreze, să-ți împrospăteze relația ta cu Dumnezeu. Numai noi trebuie să vedem cauza. Nemulțumirea este acolo? Vreo poftă ascunsă, camuflată, deghizată în spatele aparențelor religioase? Sau poate amărăciunea pe care n-am știut cum să o tratez, am lăsat o travă amărăciunii să se adune în viața mea, în casa mea și amărăciunea ne-a uscat, oricare ar fi cauza? Vreau în seara asta să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu. Doamne, nu vrem să fim niște oameni uscați.
Să stăm în sinagogă, să stăm în adunare și noi să fim tot uscați. Nu vrem să plecăm de aici uscați. La tine este putere, la tine este har, te rugăm, intervino în viața noastră. Ne vom ruga pentru noi. Și apoi dacă tu personal n-ai uscăciune în viața ta, roagă-te pentru ceilalți. Dragii mei, nu e nicio exagerare dacă recunoaștem că sunt tineri uscați. Din punct de vedere spiritual, pe afară, s-ar putea să arate acceptabil, dar sunt uscați de pofte, de tot fel de lucruri slabe și trebuie să ne rugăm pentru ei. Apoi, sunt familii uscate care nu mai au dorință după Dumnezeu sau de a veni în casa lui Dumnezeu. Avem rude de ale noastre, uscate, oameni care au știut de Dumnezeu, care poate că au avut ocazii repetate să asculte cuvântul lui Dumnezeu și care totuși nu sunt la mântuire și nu sunt pe calea lui Dumnezeu. Sunt uscați. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lase ploaia Duhului Sfânt, să-i cerceteze pe astfel de oameni. Oamenii ăștia să vină la Dumnezeu și să primească mântuirea lui Dumnezeu. Iată deci, avem motive să ne rugăm, uscăciunile să fie eliminate, iar noi să fim, cum spune Psalmul 1, pomul acela care își aduce roada la vremea lui, care este sădit lângă izvorul cu apă, lângă sursa divină, lângă puterea lui Dumnezeu, alimentat din izvorul cu apă, așa vrem să fim. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în lumina acestui cuvânt al Scripturii, cu toți împreună, ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru ceilalți, stăm înaintea lui Dumnezeu și cerem ca harul și binecuvântarea Domnului să fie mai departe peste noi. Amin.